Alerta de peste porcină rămâne în atenția reprezentanților DSV Gorj. Aceștia au fost sesizați că un porc bolnav din gospodăria unui cetățean din comuna Bălănești prezenta simptome ale pestei porcine. Din fericire, analizele de laborator au arătat că animalul nu era infestat cu virusul african. Reprezentanții Direcției de Sănătate Veterinară Gorj au trimis probele de carne la un laborator specializat din Olt, iar rezultatul a fost negativ. Alți 7 porci domestici găsiți morți au fost suspectați cu virusul pestei porcine, dar și în aceste cazuri boala nu a fost confirmată. În ultima perioadă am trimis spre laboratorul sanitar veterinar DSV Olt cred că 7 probe de organe și sânge de la porcii domestici ce au fost găsiți morți. Toate au fost negative, deci nu avem nicio problemă la nivelul județului Gorj cu pesta porcină africană. DSV Gorj continuă controlele în trafic la granița județului Gorj cu județele învecinate, în gospodăriile oamenilor, dar și la agenții economici din domeniul producției de carne. În această perioadă efectuăm controle în trafic împreună cu poliția și IPJ-ul, în special pe zona de sud a județului și nu numai, și în celelalte zone de intrare din cele 3 județe rămase în județul Gorj, deci totul este sub control. Conducerea instituției dă asigurări că pesta porcină africană nu a ajuns în județul Gorj. Acesta îi sfătuiește pe oameni să anunțe imediat medicul veterinar din zona de domiciliu în caz de îmbolnăvire a animalelor din gospodărie.